Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. România este cea mai coruptă țară europeană, cu oamenii cei mai săraci și needucați, scrie ultimul raport al Consiliului European, citat de Epoch Times România. Al șaselea raport asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale realizat de Comisia Europeană scoate în evidență faptul că România este cea mai bisericoasă țară europeană, adică are cele mai multe biserici pe cap de locuitor, în timp ce infrastructura sa este cea mai înapoiată, statul cel mai corupt și oamenii săi cei mai săraci și mai needucați din Europa. Stăm de vorbă pe marginea acestor cifre și constatări ale europenilor vis-a-vis de România, prin telefon împreună cu pastorul Remus Groze. Credeți că sunt reale aceste cifre, având în vedere că mai există și Bulgaria în Europa? Cred că pentru orice român această știre legată de corupție nu surprinde. Probabil că ceea ce surprinde în această știre și spun în ce mă privește este vis-a-vis de analfabetismul care, iată, țara noastră îl experimentează și cred că între corupție, analfabetism și o religiozitate, să spunem, neconsistentă, există o mare legătură. În acest raport se precizează că 30% dintre școlarii români suferă de analfabetism funcțional, ceea ce înseamnă că practic au tocit în mare parte fără să înțeleagă cum s-ar putea aplica aceste cunoștințe în practică. Exact acest lucru vreau să subliniez vis-a-vis și de religiozitatea, hai să spunem, a unor români, pentru că nu vreau să generalizez, în care practic execuți anumite ritualuri, forme religioase, dar nu conștientizez nici esența lor, nici semnificația lor, ci doar te limitezi la formă. Și la fel, în ce privește sociala de care spuneai în clase, așa este, mulți copii învață doar ca să răspundă, să iau o notă, și toate astea se răsfrâng asupra modului în care oamenii promovează astfel, prin credulitatea lor, naivitatea lor, superficialitatea lor, corupția. Există... Oamenii care știu să învârtă lucrurilor manipulează tocmai sectorul acesta de oameni care nu gândesc lucrurile în profunzimea lor. Există o diferență clară și evidentă între țările din Europa, între țările protestante, țările catolice și țările ortodoxe. Din punct de vedere economic, din punct de vedere al progresului, vis-a-vis de corupție, de sănătate, în toate domeniile. Țările protestante sunt mult înainte. Care este legătura între religie și dezvoltarea societății? Nu aș vrea să mergem în direcția aceasta, dar, așa cum spuneam, este o legătură, nu doar ceea ce scrie Max Weber în teoria lui vis-a-vis de etica protestantismului și starea economică, bunăstarea economică, ci ceea ce aș vrea să accepteze că corupția afectează orice guvern, fie democratic, fie cel totalitar, orice economie își are corupției, nu cred că corupția se limitează doar la țara noastră sau la statele, dar cred că o țară cum este România, unde educația suferă, unde situația economică este dezastruoasă, cred că corupția găsește un mediu mult mai propice pentru a se manifesta, pentru a crește. Din acest raport al Comisiei Europene mai aflăm faptul că una din două familii din România nu au niciun membru angajat, iar 25% din totalul familiilor au doar un membru angajat, ceea ce are legătură clară cu sărăcia și criza din România. Da, acest raport cred că, așa cum spuneam, nu ne surprinde, dimpotrivă ne face să ridicăm semne de întrebare. Și personal, cred că trebuie să luăm în serios și noi creștinii sau credincioșii care cred în valorile morale ale Cuvântului Dumnezeu, pentru că, așa cum citeam într-un document vis-a-vis de corupție și fenomenul ei,
de multe ori corupția vine și pe fondul lipsei, de unei lipse a unor valori sociale și respectiv alterarea principiilor morale. Cred că avem datoria de a promova valorile morale în care credem ca și copii al lui Dumnezeu, dar conștienți fiind de faptul că la urma urmei problema este în inima omului. De acolo pleacă orice act de corupție, fie la nivelul micii corupții, cum este mica corupție sau marea corupție, nu contează nivelul la care corupția se manifestă, centrul corupției este chiar inima omului. Inima mea, inima ta, inima fiecare dintre noi. De acolo puneți toate relele, spunea chiar și Domnul Hristos. Bineînțeles, cu aportul celor din jur. Deci, chiar dacă inima este înclinată spre rău și spre corupție, dacă totuși legile sau contextul nu-ți permite, nu ești tentat să recurgi la corupție și din cauza aceasta sunt diverse grade de corupție a țărilor din Europa, iar România este declarată de Comisia Europeană în ultimul raport cea mai coruptă țară europeană. Din păcate, mă gândesc acum la ce spuneați dumneavoastră despre educația în România, despre faptul că la școală copiii doar tocesc, dar nu rămân, nu înțeleg cum aplică în practică aceste cunoștințe, deci semi-analfabetism funcțional, și situația din punct de vedere spiritual pe care o descria George Coșbuc într-un fel absolut, cred, aș spune cel puțin profund despre România, spunea George Coșbuc, poetul George Coșbuc, românii nu sunt religioși, ba da, sunt religioși, sunt foarte religioși, sunt religioși până la absurd, dar nu în cele sfinte, ci în cele oculte. Probabil că și acest lucru își are partea lui de adevăr și chiar mă gândeam la o asociere între semi-analfabetismul funcțional de care spunea și semi-analfabetismul religios, unde exact același lucru se întâmplă. Oamenii nu conștientizează, nu integrează valorile creștine efectiv. Rămân doar la formă, neglijând fondul, esența. Și cred că de aici se poate porni o schimbare, când omul realmente se închină lui Dumnezeu, nu doar într-o formă goală, ci conștient. Dumnezeu este drept, trebuie să fim și noi drept. Dumnezeu este sfânt, trebuie să fim și noi sfânt, spune cuvântul. Dumnezeu este plin de compasiune, trebuie să arătăm și noi compasiune. Dumnezeu este bunătate. Când noi, în închinarea noastră, integrăm efectiv ceea ce facem și conștientizăm că stăm în fața unui astfel de Dumnezeu, nu cred că mai putem promova corupția așa, fără nicio mustrare de conștiință liberă. Probabil că unii vor continua și e greu de stopat acest fenomen. Consider că ceea ce putem face vis-a-vis de fenomenul corupției este de a amenaja în propria noastră viață anumite repere, anumite valori, anumite standarde care să ne oprească atunci când suntem tentați să recurgem la a promova corupția. Pentru că, la urma urmei, oricât de corupt ar fi cineva, un funcționar, să spunem, atât timp cât eu nu voi da curs acestui demers și alții vor face la fel, cred că se poate face, chiar dacă mai puțin, dar o diferență se poate face. Din aceste statistici realizate de Comisia Europeană, mai aflăm că românii au jumătate din puterea de cumpărare a europeanului mediu, în timp ce produsul brut pe cap de locuitor în 6 din cele 8 regiuni de dezvoltare este mai mic de jumătate față de media europeană. Credeți că există o legătură directă între închinarea înaintea lui Dumnezeu reală, între o viață reală de creștin și binecuvântarea materială? Fără să promovez o evanghelie a prosperității, cu siguranță, atunci când îți trăiești viața pe coordonatele unei trăiri reale cu Dumnezeu, nu poți să neglijezi ceea ce este în jurul tău, vis-a-vis de mediul în care trăiești. Și așa cum astăzi se pune foarte mult accent pe îngrijirea mediului și a păstra
curățenia. Eu cred că un creștin este un om care nu distruge în jurul lui ceea ce Dumnezeu a creat. La fel, uitați-vă la fenomenul risipei care există. Atât de multe lucruri pur și simplu sunt administrate și se risipesc. Mâncare care se aruncă și oamenii sunt neglijenți cu aspecte mici din viața lor și toate aceste lucruri se adună și duc la situația dezastruoasă în care suntem. Cred că fiecare dintre noi trebuie să luăm în serios faptul că trăind în România nu putem să fim indiferenți față de acest fenomen și fiecare la nivelul lui, acolo, în viața personală, în familia lui, în cercul în care este, peste această decizie, vreau să fiu corect, vreau să nu mă las atras în această capcană, în această cursă pe care corupția o întinde atât de ușor. Pentru că ați accentuat foarte mult legătura între aspectele exterioare ale vieții omului și inima omului și ați insistat foarte mult pe inima omului, pentru că într-adevăr acolo este de fapt problema. Mă gândeam în momentul când spuneați de curățenie exterior, mă gândeam de exemplu într-un parc frumos, amenajat, curat, îngrijit. Dacă vine cineva și aruncă o doză de suc sau o doză de bere sau un pachet de țigări gol sau o pungă de, eu știu ce, le aruncă acolo pe iarbă, apar foarte distonant față de aspectul parcului. Și mă gândeam la același lucru vis-a-vis de inima omului. Dacă ar fi să scoatem de acolo, eu știu, gândurile rele, cuvintele rele, înjurăturile, și românii sunt creativi și specialiști la înjura, la înjura pe Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu nu are nicio vină și lasă înjura semenii. Foarte interesant această paralelă, curățenia din afară cu curățenia din inimă, din suflet, din minte. Da, este o paralelă bună și în același timp o legătură reală. O inimă curată întotdeauna va putea curățenia și în jurul ei, și o inimă în care există haos, dezordine, în care totul este, toate valorile sunt răsturnate, cred că asta se va vedea și în afară. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, chiar dacă trăim în România, cea mai coruptă țară europeană, cu oamenii cei mai săraci și needucați, așa cum relevă ultimul raport al Comisiei Europene, totuși sunt și cea mai bisericoasă țară totodată, are cele mai multe biserici pe cap de locuitor, în timp ce infrastructura sa este cea mai înapoiată, totuși ne gândim, cel puțin eu personal mă gândesc că este o binecuvântare că m-am născut în România. Chiar nu mi-aș fi dorit să mă nasc nici în Rusia, nici în America, nici în Japonia, nici în Papua Noua Guinee. Eu sunt bucuros că m-am născut în România. Să înălțăm o rugăciune. Vă rog. Da, bucuroși sau nu, trebuie să ne rugăm pentru țara noastră, ne învață și Scriptura și haideți să facem acest lucru. Doamne Dumnezeule, înaintea Ta ne închinăm și recunoaștem că Tu ești Cel care dai binecuvântarea peste toți oamenii care Te caută cu toată inima lor. Doamne, mă rog așa de mult ca și România și toți românii care locuiesc această țară să-și întoarcă cu adevărat inima înspre Tine și să înțeleagă cine ești Tu. Doamne, nu aș vrea ca eu sau altcineva să părem doar niște oameni moraliști care vrem să schimbăm lucrurile din exterior, și vrem, Doamne, să recunoaștem că și noi înșine este atât de mult rău și corupție, și Te rog, Doamne, ca Tu să începi cu noi, cu fiecare, să curățești inima noastră și să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să ne aducă aproape de adevărul Tău. Doamne, cred că atâția copii care sunt în România au nevoie, Doamne, să cunoască adevărul Tău și să poată să crească cu o minte deschisă și sensibilă la ceea ce Tu ai făcut. Te rog ca Tu să Te descoperi fiecărui român și ajută-ne și pe noi, Doamne, care spunem că Te cunoaștem, să putem trăi o viață integră, o viață în care să se vadă că trăim cu adevărat cu Tine.
Te rog să binecuvintezi și toată clasa politică românească. Doamne, prea puține cuvinte bune se spun și poate pe bună dreptate, însă și acolo sunt suflete, Doamne, care au nevoie de atingerea Ta, de transformarea Ta, ca să putem trăi în pace și în binecuvântarea Ta. Cred, Doamne, că în ciuda acestor sondaje și a locului pe care România îl ocupă printre țările corupte, Doamne, cred că Tu încă poți să faci lucruri mari și bune pentru noi. Binecuvintează, Doamne, România și binecuvintează inima fiecărui român. Înțeleagă că dragostea Ta este ceea ce poate să aducă cu adevărat transformare în fiecare dintre noi. Îți mulțumesc că vei continua să trezești la adevărul Tău multe suflete și mulți români care să își îndrepte viața lor după principiile cuvântului Tău. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și îți mulțumesc. Amin. Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Remus Groze. Am comentat, am discutat despre ultimul raport al Comisiei Europene care arată că România este cea mai coruptă țară europeană cu oamenii cei mai sărași și cei mai needucați, în timp ce este de asemenea cea mai bisericoasă țară europeană cu cele mai multe biserici pe cap de locuitor, dar cu infrastructura cea mai înapoiată din Europa. Un raport destul de trist, dar sperăm să se îmbunătățească și lucrurile să meargă totuși înspre bine. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!